Hai la mulți România! Vă pup! Hai copiii mei la masă, mama! Hai, așezați-vă că v-a făcut mama meniu special! Ciolan cu fasole! Hai, v-a pus mama în farfurie acolo? Păi asta avem de patru zile. De patru zile noi repetăm pentru astăzi. Să vedem cât vă ține stomacul! Da, ce să fac? Acum nu poți și cu bigudiuri, și cu afată, și bacheată, și cu gene, și cu ciolanul în fasole. Păi am avut două zile fasole cu ciolan. Am avut două zile ciolan cu fasole, adică mai puține fasole. S-a terminat ciolanul și astăzi sărbătorim numai cu fasole. Hai, avem fasole, avem varză cu costiță. Costița nu mai e, era o scăriță. normal eu am cumpărat scară, că de, suntem în România. Scara. Scara te urcă și te coboară. Dar a fost o scăriță mai mică, așa, când am fiert și-am băgat-o și la cuptor, a fost numai zgârciuri. Ca așa e la noi, de. Da. Hai la mulțea, mamă, să trăiți, să fie o țară frumoasă cu toate cele bune. Pâinea, pâinea caldă, scoasă din cuptor, din cuptoarele ăstora de pe la magazine. Că ei vând pâinea caldă, da. Am adus-o acasă, a zis că a fost caldă acum două zile. Cam am întrebat o zi, pâinea de astăzi e caldă, zice, nu e caldă cea de ieri, când am pus mâna rece, păi zic și ca să o iau caldă pe a de azi, ce veniți mâine. E? Șmecherie. Dar vă încălzi mama. O dădui cu apă așa, o stropi, puf, 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 cu apă și o băgai în cruptorul de microunde și vă dă mama și sirop de soc cu apă minerală, că de, astăzi sărbătorii mama. este, este ziua în care este ziua țării noastre, ziua în care noi sărbătorim în fiecare an. În fiecare an fasole cu ciolan și în fiecare an am luat câte 3-4-5 pastile pentru fiere, pentru ficățel, pentru arsuri, pentru de toate. Dar astăzi nu mai mănâncă, mi-am făcut ceaiurile dinainte. Da. Astăzi, astăzi se mănâncă bine. Astăzi se mănâncă bine! Hai, la mulți ani! Poftă bună! toată lumea. Nu comentăm când e vorba de mâncare, că uite, acum ieșim afară și din facturile. Și iar ne trece toată popta. Să vă pup!